Eu cred că e foarte important să porți haine care te reprezintă și care sunt pe gustul tău, dar asta nu înseamnă că trebuie să arunci pe fereastră părerea celorlalți. Până la urmă, felul în care te îmbraci joacă un rol destul de important pentru imaginea ta în societate și, de ce nu, pentru a atrage privirile unei domnișoare. Recent am făcut un sondaj pe pagina mea de Instagram, Made Advice, unde am întrebat fetele care mă urmăresc, că, apropo, ar trebui să o faci și tu, în ce ar vrea să vadă un băiat îmbrăcat. Ei bine, din informațiile aflate în urma acestui sondaj plus experiența mea, am ajuns la concluzia că următoarele 7 obiecte vestimentare te vor face mai atractiv în ochii fetelor. Hai să vedem despre ce e vorba. Primul obiect vestimentar pe care atunci când îl porți atragi privirile cui trebuie este geaca de piele. Motocicliștii poartă geacă de piele deoarece este un material mult mai bun în cazul unei căzături pentru că nu se freacă atât de ușor. Ca să fii motociclist îți trebuie curaj, e foarte periculos, fără îndoială, iar fetele sunt cumva atrase de bărbații care își asumă riscuri. Și cred eu că această legătură între motocicliști și geaca de piele face ca atunci când o porți să par mult mai încrezător și să fii mai atractiv în ochii fetelor. Așa că dacă nu ai o geacă de piele, ar trebui să-ți iei una, este și sezonul perfect. Al doilea obiect vestimentar pe care fetele îl adoră pe tine este un tricou alb și că tot vorbim de geacă de piele, merge foarte bine cu una. Ăsta este un look clasic și foarte simplu, dacă ieși prin oraș, la un suc, la un film cu prietenii, așa vrei să te îmbraci. Sincer, m-a surprins puțin răspunsul ăsta pe Instagram la sondaj, multe fete l-au dat, mă așteptam să fie un tricou negru, nu alb. Însă ca o măsură de precauție, te sfătuiesc să le ai pe amândouă în garderoba ta, pentru că sunt două piese de bază și simple care merg cu absolut orice alt obiect vestimentar. Pe locul 3 avem, bineînțeles, inevitabil, costumul. Atunci când porți un costum, mai ales dacă îți vine mânușe, te simți ca James Bond. Ești la apogeul eleganței. Însă este o ținută pe care nu foarte mulți, din nefericire, reușesc să o stăpânească, mai ales tinerii, pentru că nu este purtat atât de des. Un costum îl porți doar la ocazii speciale, nu în viața de zi cu zi, la fel ca un tricou. Pe lângă faptul că nu este ușor de purtat, nu este nici foarte ieftin, însă trebuie să ai măcar unul. Imaginează-ți asta, ești la banchetul din clasa 8-a, toată lumea vine în cămașe și blugi. Și apoi apar tu la costum. De asta trebuie să ai măcar unul, chiar dacă ești adolescent, și îți garantez că toate fetele vor vrea să danseze cu tine, nu cu aia la cămașă și blugi. Al patrulea obiect vestimentar pe care trebuie să-l porți dacă vrei să atragi atenția fetelor este o maletă sau un pulover cu guler. La fel, este ceva puțin mai elegant și nu toată lumea îl poartă, dar este perfect pentru sezonul rece pentru că îți ține cald la gât. Dacă știi cum să-l combini, merge foarte bine și cu lucrurile de care am vorbit, adică geaca de piele și un sacou, dar și cu al cincilea obiect vestimentar, un palton. Paltonul te face să pari mult mai matur decât ești și este o alternativă mult mai bună, după părerea mea, la geaca atât de comună de fâși. Cred că încep să observi aici că pentru a atrage atenția fetelor trebuie să te diferențiezi de ceilalți băieți, să porți ceea ce nimeni nu poartă. Dar asta nu înseamnă că trebuie să reinventezi moda și să te îmbraci cu lucruri total nebunești. Paltonul există de când lumea și pământul, doar că nu este purtat atât de des de noua generație. Așa că dacă vrei să atragi priviri care te văd bine, încearcă să ieși din mulțime și să încerci stiluri care nu sunt încercate de atât de multă lume. Iar paltonul este un exemplu foarte bun. Al șaselea obiect vestimentar care a fost recomandat de fetele de pe Instagram este hanoracul, probabil ca să ți-l fure. Hanoracul te ajută să adopți un stil mai relaxat, fără prea mult efort, fără prea mult stres, dar partea bună este că poți să-l combini cu multe chestii. Mai adaugă peste o jachetă și este ținuta perfectă de toamnă. Și în final, al șaptelea obiect vestimentar care dă fetele peste cap este o cămașă, de preferat culoare închisă. Cămașa te ajută să fii elegant fără să întregi măsura. O poți purta la școală, pe stradă, oriunde. Dar este de preferat să fie cât mai simplă, fără prea multe carouri și să fie culoare închisă. Cămașile ce au o tentă deschisă și prea multe buline și carouri te fac să pari un copil. De asemenea, nu ieși niciodată cu ea șifonată afară pentru că degeaba arată bine dacă e necălcată. Și bonus, mai în glumă, mai în serios, fetele în sondajul de pe Instagram au zis că vor să vadă băieții fără haine. Ei bine, eu am luat-o în serios, pentru că nu trebuie să-ți fie rușine atunci când îți dai hainele jos. Trebuie să te simți bine în pielea ta și acele haine să stea bine pe tine. Trebuie să ai un corp lucrat, să mănânci bine și să faci sport, pentru că degeaba ai haine scumpe și frumoase dacă crapă pe tine. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, și să-mi dați un follow la Edit Advice pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. Și acestea fiind spuse, eu am fost Edit Advice sau Edi, și până data viitoare, nu uita, pune eu reușită, nu rateu, pa, pa!